Incidentul șocant din curtea școlii din Dumbrăveni nu a rămas fără urmări. Bărbatul de 41 de ani din comuna Verești, care și-a însoțit fiul și l-a ajutat să-și bată un coleg, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Conflictul filmat de către elevi a continuat. Băiatul bătut și-a chemat în ajutor fratele mai mare. Acesta a plecat cu mașina în căutarea bărbatului, luat la rost de tânărul de 21 de ani. Agresorul a scos un cuțit. Acesta l-ar fi lovit cu dosul cuțitului și pe tânăr. În plus, i-ar fi avariat și mașina, însă polițiștii trebuie să cerceteze dacă aceste fapte au avut loc. Joi seara, cei doi frați au reclamat la postul de poliție din Dumbrăveni că au fost agresați. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.